sâmbătă a avut loc cea de-a treia ediție a manifestării culturale La Pas prin grădina publică în Galați de altă dată, organizată de către Direcția Județeană pentru Cultură. Dacă anul trecut am vorbit despre Galațiul începutului de anul 1916, acum vorbim despre Galațiul anului 1877, când România intra în războiul pentru cucerirea independenței de stat. Această manifestare este organizată de către Direcția Județeană pentru Cultură Galați, în colaborare cu Primăria Municipiului Galați, Asociația Tinerii și Viitorul și mulți alți prieteni de-ai noștri, Centrul Cultural Dunărea de Jos, Complexul Muzeal de Științele Naturii, Teatrul Dramatic Fanny Tardini, Teatrul Muzical Nae Leonard, comunitățile greacă, Comunitatea Rușilor Lipoveni, Comunitatea Ucraineană din România și mulți alții pe care o să-i rostim la timpul potrivit. Fragmente de istorie au fost rememorate, evenimentul fiind dedicat împlinirii a 140 de ani de la declararea independenței de stat a României. Politicienii secolelor trecute, domnițe, cochete și militari în plin război au fost prezenți pentru a preda o lecție de istorie vie gălățenilor. Despre Galații anilor 1877 pot să vă spun doar atât, că după 1876, când orașul intrase într-o oarecare criză, prin apariția legii Vămii, prin care îi se retrăsese statutul de Porto Franco, ceea ce a produs o degringoladă printre comercianții gălățeni și demnitarii gălățeni, nu se știa ce curs va urma economia orașului, ușor, ușor orașul își revenea. Se construiau clădiri, comercianții își duceau afacerile mai departe, însă războiul de independență a arătat ce însemna să fii locuitor al orașului Galați, indiferent de etnia de care aparțineai. Prim-ministrul Mihail Cogălnicianu și principele Carol I au fost nelipsiți din grădina publică anilor 1877-1878. După discursurile conducătorilor țării, membrii Asociației Tradiția Militară au recreat lupta dintre români și ostași turci, război încheiat cu victoria României, care și-a obținut astfel independența față de Imperiul Otoman. Lanțul de trăgători, pregătirea pentru asaltul la baionetă. Asupra inamicului, năvăliți, ura! Tradiția Militară, o asociație de reconstituire istorică care a fost oaspetele nostru în ultimii doi ani, va fi prezentă din nou cu o reconstituire a momentului 1877. Suntem Asociația Tradiția Militară și partenerilor și ne prezentăm astăzi în fața dumneavoastră în uniforme ale Armatei Române din 1877. De atunci se împlinesc 140 de ani. De atunci România este țară independentă. Spre apărare! Asupra inamicului! Năvăliți! Ura! Ura! Ați avut privilegiul să vedeți un asalt la baionetă, să-l vedeți din față și să puteți povesti după aceea cum a fost. Nu mulți au ocazia. Timp de 4 ore, gălățenii s-au delectat cu muzica de promenadă, cu cântecele și dansurile comunităților etnice ale orașului cosmopolit, au putut savura berea, braga și delicioasele produse de patiserie tradiționale. La Pas prin grădina publică, în Galații de altădată, a fost un eveniment încheiat cu succes.